Așa, uitați-l avem. Bună ziua, domnul Pavel Abraham. Respect. Cum dați așa, omnea voastră în 89, țineți minte când ați fost împotriva Revoluției? Eu împotriva? Da, știți? Să fii sănătos. Ați făcut parte dintr-un sistem bolnav. 90 erați comandantul adjunct. Erați, nu împinge, comunistule. Ai fost un milițian? Cum ți-ai permis anul trecut? Ca să spui, jandarmii trebuia ca să tragă în popor. Nu vă e rușine? Ceea ce moralitate aveți? Cum vă permiteți ca să vorbiți dumneavoastră de moralitate, mă, criminalule, bă, care în 89 ai tras în urmă? Ce faci? Ia dă mă mine, criminalul. Obișnuit ca milițean, nu? Ia mă mâna, măi, criminalule, bă. În 89 ai tras în noi, bă. Ai uitat, bă. Ai uitat, bă, ia uite ce mașină ai, criminalule! Câți bani îți dă ghiță, mă, ca să-l pupi în pur? Câți bani îți dă, mă, ghiță de la RTV, mă? Antena 3, cum te plătește, mă? Nu ți-e rușine, mă? Ce moralitate prezis, mă, tu care ai tras în noi, mă, în 89, băi, și 90, băi? Ce moralitate, bă, reprezis tu, băi, comunistule, milițeanule, când ai tras în noi în 89?